Frați și surori și toți cei care sunteți împreună cu noi și în această seară de miercuri, vă binecuvântăm în numele scump și drag al Domnului nostru Isus Hristos și suntem deosebit de bucuroși să știm că sunteți din nou împreună cu noi în cadrul unei noi ediții a emisiunii Unde ești omule, emisiune realizată de Biserica Pentecostală Română Philadelphia, Melbourne, Australia. Dragii mei, în această seară am doi invitați, doi părinți, un caz care este foarte mediatizat, cel puțin de un an și jumătate, pe buzele tuturor românilor, nu numai penticostali sau baptiști, deci creștini neoprotestanți sau creștini evanghelici, este familia Furdui. Și pe buzele tuturor românilor, de pretutindeni și din România și din diaspora, atât diaspora europeană, americană, iată, diaspora australiană, familia Furdui este pe buzele noastre și este și în inimile noastre. În această seară îi am ca invitați pe cei doi părinți îndurerați, dar întăriți de Domnul și cu siguranță binecuvântați, pentru că numai dacă Domnul este alături de ei, ei pot să treacă biruitor și peste încercarea aceasta. Vreau să vă salut cu drag, frate Petru și sora Camelia, și să vă mulțumesc din tot sufletul că, în ciuda situației prin care treceți, ați acceptat să fiți împreună cu noi la o distanță atât de mare. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Facem și mulțumim că ne sunteți aproape! Da, suntem aproape de voi. Dacă vă aduceți aminte, noi ca și biserică, nu numai că am fost alături de voi și v-am susținut foarte mult și vă susținem în continuare, să știți, Camelia și Petru, că nu cred că este serviciu divin, fie că e vorba de marți, timpul de rugăciune al bisericii noastre, fie că e vorba de joi, serviciu de peste săptămână, duminică dimineața sau duminică seara, eu și colegii mei slujitori care conducem serviciile divine sau avem îndemnuri pentru timpul de rugăciune, deci nu este serviciu divin în care să nu pomenim și să nu ne rugăm pentru familia voastră, pentru voi și pentru cei 7 copilași cu care Dumnezeu a binecuvântat familia voastră. Apoi, anul trecut am realizat 4 emisiuni speciale cu mai mulți invitați. În prima parte am avut pe fratele Dănuț Iacob, președintele din Italia al Bisericilor Pentecostale, împreună cu cu Marius Bodnariu, dacă bine mi-aduc aminte. Așa, în a doua emisiune l-am avut pe pastorul Liviu Axinte, împreună cu pastorul dumneavoastră, cu fratele Vatamaniuc. Apoi am avut pe fratele senator Titus Corlățean și apoi l-am avut și pe fratele, separat într-o altă emisiune, pe fratele deputat Ben Oni Ardelean. Toate aceste emisiuni au fost dedicate cazului vostru și am discutat atunci și continuăm să discutăm. Petru și Camelia, aș vrea, pentru că sunteți pentru prima oară împreună cu noi, în direct, adică într-o emisiune pe care noi o realizăm, spuneți-ne câte ceva despre voi. Cine este la urma urmei familia Furdui? Vorbiți-mi un pic despre Spania și apoi cum ați luat decizia să veniți în Germania. Da, ne-am cunoscut în Spania, acolo ne-am căsătorit și am avut 5 copilași în Spania, s-au născut în Spania și ultimii 2 s-au născut aici în Germania, Lea și Albert. Da, așa a fost situația că am cunoscut o familie în Germania, în Spania, care ne-a spus dacă vrem să venim aici în Germania, că e... Poate mai bine așa un da, un viitor pentru familie, pentru copii și la început n-am vrut să venim așa, 2 ani de zile așa, după ne-am hotărât să plecăm de acolo. De unde sunteți așa de loc? Așa am venit în Germania. Da. Petru și Camelia, de unde sunteți de loc din România? Eu sunt din Unedoara și soție din Turnul Severin. Din Turnul Severin, deci județe limitrofe, județe apropiate sunteți acolo. Județul Mehedinț, dacă nu greșesc, da. Nu? Și împreună cu județul Hunedoara. Da, este ceva distanță, dar într-adevăr nu chiar foarte mare.
Am înțeles, am înțeles. Probabil mă gândesc acum că dacă ați fi știut prin ce veți trece în Germania, probabil că doar în trecerea prin Germania și mergeați înapoi în România, dacă în Spania nu ați mai fi reușit să rămâneți și să puteți să vă creați viitorul la care v-ați gândit. În ce an ați venit în Germania după ce ați plecat din Spania? Am venit în anul 2011 și totuși nu credeam că aici în Germania se poate întâmpla așa ceva. Pur și simplu nu suntem, nici acum nu suntem șocați. Într-o țară așa de liberă și de sociabilă așa cu familiile, cum se spune, să se întâmple așa ceva posibil. Aici, normal, familia se ajută în Germania. Dar în cazul acesta e foarte dificil. Da, nu putem vorbi de un ajutor. Dimpotrivă, cred că prin ceea ce treceți acum voi, drama, așa am și intitulat discuția aceasta noastră, emisiunea din această seară, am intitulat drama familiei Furdui. În anul 2021, în luna aprilie, parcă s-au întâmplat toate aceste lucruri. Spuneți-ne câte ceva despre momentul acela. Cum ați primit un telefon? Ce s-a întâmplat exact? Și dintr-o dată v-ați trezit că din cei 7 copii nu mai vin de la școală înapoi, vin să vă ia copiii. Și aici aș pune și întrebarea următoare. Copiii, dincolo de toate acuzațiile și tot ceea ce se întâmplă, v-au fost răpiți sau sunt într-o protecție, și pun ghilimele de rigoare, într-o protecție a autorităților germane? Eu pot să spun că au fost răpiți, pentru că fără să ne avertizeze odată sau școala să ne anunțe odată cu o scrisoare sau fără niciun anunț, așa s-a întâmplat pe 26 aprilie 2021. Serviciile de protecție a copilului au venit acasă și au ridicat copiii. Natalia ne-a povestit că atunci când s-a despărțit de Leia, o smuls-o pur și simplu din brațele ei și Leia plângea. Deci asta nu cred să fie o protecție a copilului, protecția, să smulgă așa frații din brațele. Da, ce este, într-adevăr, este o dramă, pentru că este și atâta timp trecut, un an jumătate, de când copiii noștri sunt despărțiți, noi suntem despărțiți de ei și nu pare că se face vreo schimbare spre bine. Deci tot duc acest lucru cu depărtarea copiilor și a noastră, o tot umblă zi de zi și suntem într-o situație foarte dificile. Dacă noi părem triști de acum sau spunem, ne lipsesc ceilalți copii, atunci spune ok, merge la psiholog, că aveți nevoie de ajutor. Dacă nu spunem prea mult de ceilalți, atunci spune ok, totul funcționează perfect la voi cu două fete acasă și într-adevăr este o perioadă atât de neînțeles și dificilă pentru noi, că pentru noi E foarte trist și e imposibil de dus acest timp. Pentru că copiii noștri acolo sunt luați de protecția copilului, totuși ei suferă foarte mult. Unii dintre ei au și dovezi medicale că le merge extrem de rău. Deci starea lor în general s-a făcut foarte grea și nu că spunem noi sau spun ei, deja au câțiva dintre ei dovezi medicale și totuși se duce acest lucru prin depărtarea lor tot mai departe și vă dați seama că și pentru ei, pentru copiii, că ei înțeleg și tot mai greu este. Și pentru ei. Camelia și Petru, eu din câte am citit și am înțeles, noi am mai vorbit la telefon, dar asta este prima noastră discuție și în felul acesta în cadrul unei emisiuni care cu siguranță va fi urmărită de mulți, pentru că să știți că oamenii simt alături de voi, simt drama voastră, empatizează cu voi, aș putea spune, pentru că toți, cei mai mulți, suntem părinți. Mi-aduc aminte că unul din colegii mei au zis la un îndemn de rugăciune, imaginați-vă
că ați trece dumneavoastră printr-o situație de genul acesta în care copiii efectiv să vă fie luați, să vă fie răpiți din familie și efectiv să nu puteți face aproape nimic, pentru că la urma urmei se pare că toate demersurile s-au lovit efectiv de o nepăsare a autorităților germane, de un refuz total de a clarifica situația aceasta, procese peste procese, proteste peste proteste, vom mai discuta lucrurile acestea și totuși, uite că nu se rezolvă absolut nimic. Eu, din câte am urmărit, am văzut că din când în când sunteți împreună cu copiii. Știu că două din fete, Natalia și Estera, sunt cu voi acasă deja. Asta este o biruință și noi slăvim pe Domnul pentru asta. Dar spuneți-ne, cum e cu ceilalți copii? Puteți să-i vizitați oricând? Ei pot să vă viziteze oricând? Noi am încercat să facem această emisiune sâmbătă trecută. Ați trecut iarăși printr-o problemă cu unul din copii datorită unei probleme medicale. Ce ne spuneți în direcția aceasta? Petru, Camelia. Da, din luna februarie frații nu s-au mai văzut niciodată împreună. Niciodată toată familia noastră nu mai a fost din luna februarie să fim toți împreună. Măcar câteva ore. Da. Am înțeles. Da, și Natalia și Estera sunt acasă. O dată pe lună are voie David și Naomi să vină la weekend, să petreacă cu noi și cu Estera și cu Natalia. Și Ruben și Albert sunt duși la 100 de kilometri de noi ca să nu mai aibă posibilitatea să mai fugă acasă. Ei sunt într-o situație foarte dificilă, acolo unde sunt... La un sat de copii li se cere imposibilul, practic, cu reguli foarte, foarte extreme. Deci nu se poate imagina că niște copii sunt ținuți în Germania cu așa reguli, niște copii care au avut o viață liberă și foarte activi să fie dintr-o dată ca și într-o închisoare acolo prinși și fără posibilitatea să își vadă fraților deloc și... Pe noi au voie să ne vadă o dată pe lună 3 ore. Am înțeles. Cât despre Lea, ea este dusă iarăși la o familie de îngrijire. Pe ea n-au mai văzut-o frățiorii ei, deci... E ca și cum... Ca și cum nu mai există pentru ceilalți nu mai există pentru ea, că probabil e mai mică și i-a uitat. Dar totuși cei mari... Acum 2 zile am avut întâlnire cu Ruben și cu Albert și au început să plângă și au zis, noi de ce nu avem voie să o vedem pe sora noastră, pe Leia? Pentru ei a fost ca un înger, ca o binecuvântare a fost, ca să aibă așa o surioară de mică și totul să le fie luată din brațe și lor. Mi-a fost luată și nouă ca părinți, dar și lor, la frați, având așa diferențe de mare de ani între ei. Deci o suferință foarte mare care trebuie să o ducă, să o îndure. Am înțeles. E, așa cum am spus, este o dramă prin care voi trăiți și felul în care lucrurile se desfășoară. Petru și Camelia, spuneți-ne, vă rog frumos, ați spus că copiii sunt în locații diferite. Două fete sunt cu voi împreună și am zis, e un lucru bun, dar nu suficient, e un pas mare. Dar încă e o luptă care trebuie să o duceți în continuare până când întreaga familie veți fi din nou împreună și veți putea efectiv să vă bucurați de părtășia aceasta a reîntregirii voastre. Luați-i pe rând pe fiecare. Unde-i, de exemplu, David? Unde-i Natalia? Ruben? Albert? De lei a spus că este la... Dar ei sunt în localități diferite, la familii diferite, în centre diferite? David este aici la un cămin de copii la aproape 20 de kilometri de unde locuim noi. Naomi tot la fel într-un cămin de fete, tot 16 kilometri până acolo. Ruben și Albert sunt la 100 de kilometri și Leia într-o familie la 30 de kilometri de aici, de noi. Distanță de voi. Și, da, este destul de dificil. Nu avem voie să vorbim cu ei pe românește, cu Ruben și cu Albert când ne întâlnim. Numai în germană trebuie să vorbim cu ei. Egal ce face, dacă ne jucăm ceva cu ei, un joc,
Noi trebuie să vorbim în german, nu avem voie românește. Că spune că manipulăm copiii. Deci, da. Și acum, ultima dată, când a fost la întâlnire joi, persoana care ne supraveghea o trebuie să meargă la toaletă. Și până o merg la toaletă, o chemat o altă persoană să vadă de noi, vă dați seama, în două minute să nu se întâmple ceva. Da. Deci suntem ca la pușcărie, pur și simplu. Sunteți supravegheați pas cu pas ca nu cumva să ieșiți din tiparele lor și să încercați să faceți ceva. Adică voi ca părinți, deci voi părinții nu puteți efectiv să stați împreună cu copiii voștri și să vorbiți măcar 5 minute în limba română, așa cum este. Firesc, când vin copiii acasă, Petru și Camelia, și atunci vine cineva să supravegheze sau atunci totuși copiii pot să fie împreună cu voi nesupravegheați? Atunci nu. David și Naomi când vin, ei nu sunt supravegheați. Doar Ruben și Albert. Și da, e dificil, nu se înțelege. Cu două fete putem să locuim și cu ceilalți nu putem să locuim. Deci e ceva... Da, și Estera și Natalia avem voie să vorbim în românește? De exemplu, și ele au voie la 6 săptămâni să se întâlnească cu Ruben și Albert? Cu ele avem voie să vorbim românește? Cu băieții doi nu. Deci vă imaginați, ne ducem într-o cameră? Cu Natalia și Estera avem voie românește să vorbim, cu Ruben și Albert trebuie să le adresăm în germană. Deci e ceva care, dacă n-ar fi așa durere de mare în sufletele noastre, ar fi de scandalos sau de... Da. Deci pentru Germania și pentru tot ce se... toate facilitățile astea care le are pentru familie, pentru copii și pentru binele tuturor. Deci e ceva care nu... Probabil mă gândesc eu că definiția binelui în Germania este cu totul și cu totul alta decât a ceea ce înțelegem noi. Că atunci când vorbim de bine, vorbim de ceea ce înseamnă cu adevărat o protecție a familiei, ajutor acolo unde chiar este nevoie, părinții sunt susținuți să poată să crească, mai ales voi sunteți o familie frumoasă, sunteți 9 persoane, 7 copii, 2 părinți, ați venit efectiv să încercați să vă realizați din punct de vedere financiar, material, împreună cu copiii voștri și nu este ușor, ușor nu este niciunde. Noi suntem în Australia și nu este ușor, chiar dacă nivelul de trai și din Australia și din Germania este ridicat. Dar e greu pretutindeni și autoritățile ar trebui să sprijine, dar tot ceea ce se întâmplă de un an și jumătate în viața voastră nu e deloc sprijin, ci dimpotrivă se încearcă parcă o îndepărtare tot mai mult a copiilor de voi. Mă gândesc la Leia, cea mai mică, Camelia, tu ca și mamă, care nu vreau acum să îmi fi cuțit un rana inimii tale, dar care e situația? Cum te simți tu când știi că ultimul copil venit în familia ta, de la un an de zile tu n-ai mai avut ocazia să fii cu ea, să o iei în brațe, să poți efectiv să-ți exerciți această nobilă însărcinare de mămică? Este dificil, deci ea a și venit târziu, cu diferență mare între Albert și Leia și a fost și cumva al 7-lea copil, eu sunt în familia mea al 7-lea copil și clar că am fost cumva toți, mami a 7-a, al 7-lea așteptăm și noi și am fost privită ca o binecuvântare și că Dumnezeu ne-a făcut parte de harul ăsta să o avem și tot timpul ăsta cât ne este luată. E foarte dificil, dar pe altă parte, atâta izbește situația între noi și Leia, între mine și Leia, între Petru și Leia, de ce stă scris în acte, că de multe ori sau cred înaintea lui Dumnezeu că, Doamne, vezi că totul e pus, nu este adevărul spus. Și atunci cumva Dumnezeu mi-a dat putere în timpul ăsta să zic, Doamne, noi nu suntem părinți perfecți, dar totuși vedem cum tot adevărul sau toată realitatea e întoarsă și în defavoarea noastră. Și asta mi-a dat foarte multă putere, că m-am dus și la întâlniri de multe ori și am zis, Doamne, tu știi inima mea de mamă și toate, iubirea noastră și tot ce ne leagă într-o mamă și fiică. Dar pe altă parte am zis,
accept așa din partea ta și am cerut de fiecare dată putere, deși nu este ușor, e o tortură să merg un an jumate să stau în camere cu încă o mamă sau o femeie, da, care fata noastră îi zice mama, deci e dureros. Este dureros și sufletește, de multe ori avem inima foarte frântă, cum se poate spune, dar da, primim putere de la Dumnezeu prin faptul că pur și simplu nu se spune realitatea. Deci se ascunde că la Lea îi merge foarte rău acolo și că are o relație încă foarte bună cu noi și asta ne dă putere să mergem mai departe. Ei, amin, spun că fetița n-are nicio relație cu noi, deși fetița ne sare în brațe, ne pupă, se joacă cu noi. Și noi suntem mirați după două săptămâni, o dată de 4 ore pe lună să ne întâlnim cu ea, să fie tot așa relația asta între noi. Dar deși ei scriu rapoarte că relația cu noi n-are nicio relație cu noi. Da, și noi credem că aici așa se văd rugăciunile fraților, al surorilor noastre, pentru că ne duce la întâlnire și ne ia de mână, ne pune jos să facem, să dormim, ne pune pe unul într-o parte, pe altul într-o parte, ea se pune în mijloc și zice noapte bună mami, noapte bună tati. Deci se joacă cu noi și noi vedem că ea și Dumnezeu face legătura asta care o lăsat între noi, dar credem că și rugăciunile, practic e un răspuns la rugăciuni. Într-adevăr, nu este acasă și ne dorim în fiecare zi să vină și poate pentru unii zice, sau ne gândim, totuși rugăciunile nu sunt ascultate, atât timp, un an jumate, nu este acasă. Dar noi am văzut răspunsul la rugăciuni și prin faptul ăsta că e o minune ce se întâmplă cu Lea. Deci, da, faptul că ne ia în brațe, ne pupă. La ce mă gândesc, Camelia și Petru? Faptul că după atâta timp, deși, așa cum spui tu, nu petreceți timp cu ea, ci ea este efectiv împreună cu o mamă cu ghilimele de rigoare și totuși în momentul în care voi doi ca părinți veniți acolo, ea simte efectiv căldura maternă a tatălui, a mamei și asta o determină să vă iubească în continuare și cu siguranță când toate lucrurile vor fi bune vă veți bucura și voi și ea. Facem, dragilor, o pauză muzicală. Probabil că vom pune și câteva imagini pe care noi le-am primit între timp și o să pregătim și emisiunea aceasta cât putem de bine. Iar după pauza aceasta vom reveni și aș vrea să discutăm un pic și despre demersurile care se fac în ceea ce privește partea voastră, partea autorităților pentru reîntregirea familiei Furdui. Dar vom reveni după pauză. Pasă tot mai greu povara și gustul ei e prea amar, căci simt în piept cum suferința aprinde al durerii jar. Privesc în zări și în tăcere, aștept să-mi vină un răspuns, căci, Doamne, Tu-mi cunoști durerea, de Tine nu-i nimic ascuns. Oprește, Doamne, încercarea, căci parcă jugul mi-e prea greu. Smerit, te rog, revarsă-ți mila, căci numai Tu-mi ești Dumnezeu. La Tine vin în ceasuri grele, Părinte și ocrotitor, când îți simțesc apropierea, îmi este jugul mai ușor. Nu am la Tine niciun merit și recunosc dreptatea Ta,
dar în genunchi te rog, ai milă și îți arată dragostea. Îmi iartă tot trecutul, Doamne, căci nu ți-a fost ție plăcut. Îți mulțumesc pentru răbdarea ce pentru mine ai avut. Oprește, Doamne, încercarea, căci parcă jugul mi-e prea greu. Smerit te rog, revarsă-ți mila, căci numai Tu mi-ești Dumnezeu. La Tine vin în ceasuri grele, Părinte și ocrotitor, când îți simțesc apropierea, îmi este jugul mai ușor. Oprește odată Tu furtuna ce sufletul îmi răscolește, căci Tu ai fost din totdeauna Părintele ce mă iubește. Tu nu mă vei lăsa de pradă atacurilor celui rău. Deși nu-ți merit izbăvirea, și eu sunt un copil al Tău. Apleacă-ți, te rog, urechea, la lacrima te lemn cuvinte, și de la tronul îndurării ascultă ruga mea fierbinte. La Tine vin în ceasuri grele, Părinte și ocrotitor, când îți simțesc apropierea, îmi este jugul mai ușor. Și surori, am revenit după acest moment de închinare, după această pauză. Mulțumim lui Raul și pentru pregătirea emisiunii, pentru melodie, și vă mulțumim și dumneavoastră că sunteți în continuare împreună cu noi într-o emisiune cu un subiect atât și atât de delicat. Discutăm despre drama familiei Furdui de mai bine de un an și jumătate. Petru și Camelia sunt lipsiți, sunt privați de părtășia împreună cu copiilor. Cunoașteți cu siguranță cazul acesta. Pe data de, dacă nu greșesc, pe data de 26 aprilie 2021, Petru și Camelia, în loc să se bucure de revenirea copiilor acasă de la școală sau de unde erau, au trebuit să se despartă de copiii lor. Unii, așa cum ați înțeles din prezentarea pe care au făcut-o, au fost smulși din brațele lor, deci într-un mod brutal, într-un mod barbar,
Și iată că de un an și jumătate, în ciuda tuturor demersurilor care s-au făcut, situația este aproape neschimbată, ba, probabil că lucrurile se înrăutățesc tot mai mult. Petru și Camelia, suntem în a doua parte a emisiunii Unde ești omule, o emisiune pe care Biserica Pentecostală Română Philadelphia din Melbourne, Australia, o realizează și eu vreau încă o dată să vă mulțumesc foarte mult că deși trăiți o dramă și treceți printr-o situație deloc ușoară, totuși v-ați găsit timp, v-ați făcut timp să fiți împreună cu noi, să răspundeți la câteva întrebări pe care le-am pus și pe care le vom pune, astfel încât cazul vostru să fie în atenția noastră în continuare și măcar cei care vor asculta emisiunea aceasta să se roage mai mult pentru voi, să se vă susțină mai mult în rugăciune. Poate vor fi și oameni care vor simți că e nevoie să fie alături de voi și din punct de vedere financiar și vom încerca să vă ajutăm cu tot ceea ce putem. Aș vrea să vă mai pun încă o întrebare și Petru și Camelia, spuneți-mi, am înțeles, copiii v-au fost luați, sunteți, eu știu, acuzați că ați fi avut un mod nepotrivit în care ați tratat copiii voștri. Dacă puteți să ne spuneți ceva despre aceasta, bine, oricum se vorbește mult despre cazul acesta, dar înțeleg, copiii greu puteți voi sau ei vin greu înspre voi. Dar de ce autoritățile germane, ce motivează că nu îi lasă pe ei împreună? Mai înainte îmi spuneați că sunt împrăștiați la 100 de kilometri, la 20 de kilometri, la 30 de kilometri, unii dintre ei într-un centru, alții într-o familie. Care este explicația? Ce puteți să ne spuneți, întâi Petru, apoi Camelia, despre situația aceasta? Da, deci nu putem să înțelegem. Noi ca părinții, ok, să zicem că am greșit, am bătut copiii cum zic ei că zbătuți, dar ce au de a face frații? Ei între ei de ce nu se mai văd unul pe celălalt? Ei, pur și simplu, ei acum sunt pedepsiți din cauza noastră, cum s-ar zice. Ei nu mai vor să plânească unul cu celălalt, că părinții s-au purtat rău cu ei. Deci nu înțelegem aici. Da, ei sunt tratați ca și cum ei au fost și răscolați sau ceva și au făcut rău unul altuia, dar ei au avut o relație foarte bună, frați între ei, și oficial noi n-am primit răspuns și suntem mai departe șocați, pentru că acum avem un proces deschis să putem să vedem pe fata mică doar cu Natalia și cu Estera, că ele au voie să o vadă pe ea, că ele sunt la noi acasă, ceilalți, noi nu putem să deschidem proces să cerem să se vadă frații între ei. Deci este o situație care la rândul nostru copiii cei mari nu o înțeleg și nici autoritățile nu ne explică de ce, deci nu de ce vă e dau situația asta. Camelia și Petru, ei nu vă dau nicio explicație. Bun, eu ca și părinte am totuși dreptul să îmi explici dacă pe mine m-ai considerat că am fost un părinte care am făcut anumite greșeli în educație, greșeli în conformitate cu standardele voastre, dar poate că din punctul de vedere al felului în care am înțeles să ne creștem și să ne educăm copiii. Acum, eu vă spun un lucru, din toate discuțiile pe care le-am avut în emisiunile anterioare, Petru și Camelia, am discutat, așa cum am spus, cu frați păstori care vă cunosc și care sunt lângă voi, cu fratele păstor Dănuț Iacob, cu fratele Marius Bodnariu, am discutat cu fratele păstor Liviu Axinte, cu fratele Vatamaniuc, am discutat cu senatorul Titus Corlățean, cu deputatul Benoni Ardelean. Toți au numai cuvinte de apreciere la adresa voastră. Toți spun că ceea ce vi s-a adus ca și acuze sunt nefondate, sunt nereale. Ca și părinți ați încercat să creați un cadru cât se poate de familiar pentru copiii voștri, vi-ați educat în spiritul creștin, copiii au fost implicați în activitățile din Biserica Pentecostală, în care voi sunteți membri și în care slujiți. Păstorul bisericii voastre, fratele Vatamaniuc, are cuvinte numai de apreciere la adresa voastră. Dar totuși ei vin și spun că voi ați greșit. Cereți, mă gândesc, explicații. Ei ce zic, ce motivează, de ce nu vă lasă să-i vedeți sau de ce nu vă lasă să fiți împreună? Încă sunteți
încă sunteți, eu știu, sub eticheta aceasta părinți abuzivi, sau e o procedură foarte anevoioasă de refacere a familiei? Care e motivul pe care îl invocă autoritățile de un an și jumătate? Deci, cred, mai mult se vede ca o procedură, pentru că acolo a ajuns și în atâtea procese ce le-am trecut. Deci, practic, nu am văzut că se pune foarte multă bază cum se simt copiii, ce își doresc copiii. Da. Deci nu se ține. Chiar știi ce o declara copiii apoi și că unii dintre ei au citit actele. Și a zis, mami, eu nu am spus așa, tate, noi nu am spus așa. Deci, dar nu se ține cont apoi cum le merge la copii, ce își doresc copiii. Numai procedurile astea tot trec, acolo s-au luat decizii, rămân copiii despărțiți, așa cum sunt, asta este situația noastră, a familiei noastre, adică doi acolo, unul acolo, doi acasă. Deci, și practic, dacă nu ar fi susținerea asta ce o avem din partea fraților, surorilor noastre, din partea bisericilor, noi practic, cred că de multe ori a încheiat povestea familiei noastre doar cu două fete acasă sau nici cu Natalia și Ester acasă și copiii așa cum au decis ei la început să fie despărțiți pentru totdeauna. Și procedura asta care noi vrem copiii înapoi și copiii vor acasă la noi, acum într-adevăr este foarte, foarte grea și programările cum sunt făcute la judecătorie se fac destul de cu timp între ele și... Da. Deci ca și mama am impresia de multe ori că ei citesc acolo despre lucruri, nu citesc despre copii care au inimă și sufletele și au anumite trăiri. Da, totul este standardizat la ei, nu au absolut deloc un sentiment a ceea ce se întâmplă. Petru și Camelia, spuneți-mi, vă rog, Natalia și Estera sunt împreună cu voi deja de câteva luni de zile. Eu știu că am primit un mesaj, Camelia, mi l-ai trimis, eu am și anunțat în biserică, încă nu venise acasă niciuna dintre fete, dar deja știai că urmează să vină, nici n-au venit din cât eu parcă mi-aduc aminte exact la timpul la care trebuiau să vină, și au venit cu un pic de întârziere, dar slavă Domnului că au venit și sunt acasă împreună cu voi. De ce numai ele două? Ce au avut ele și n-au ceilalți? Că și aici trebuie să fie, eu știu, o justificare. Ei trebuie să vină și să spună, ok, pe astea două vi le dăm acasă, pentru că tot părinții ăștia sunteți, tot ăia răi, așa cum vă văd ei. De ce în cazul lor da și de ce în cazul celorlalți cinci copii nu? Ei spun că ne-au făcut cadou ca și cum să vină cele două fete acasă, dar faptul că au fost scoase din casă, Estera și Natalia, ele n-au avut nicio acuzație că noi am fi fost în dreptul lor, măcar presiune s-a făcut asupra lor, dar faptul că ele au fost două fete foarte... Ele le-am facilitat anumite ce le-au plăcut lor, muzica, animalele, sportul. Ele au declarat că nouă ne merge bine acasă, stăm în cameră, stăm în grădină, adică facem lucrurile normal, fără presiune, că ne place ceea ce facem. Ei au interpretat, practic, că ele, de fapt, au teamă de noi și ele au stat tot timpul ca și cum izolate în camerele lor și de asta n-au fost afectate de noi. Și... Deci... Practic, întoarcerea lor acasă, ei spun că ni le-au făcut cadou, ca și cum să nu fim singuri, dar totuși... Trebuie să ne facă pe toți șapte cadou. Păi cam așa ar trebui să fie. Cât au suferit ele... Da, deci David are 17 ani, eu nu înțeleg să țin un băiat de 17 ani acolo, așa ceva nu s-o pomeni. Totul e numai pentru bani, asta se știe de fapt. Da, nu David. Un băiat de 17 ani, că dacă mă port urât cu el, nu, ia mâna, pune mâna pe telefon și sună la ei și le spune, tati, se poartă așa cu mine. Dar să lase acasă, dar nu vor să lase acasă, pur și simplu. Da, și Naomi și au declarat tot timpul, noi vrem acasă, deși David, de un an de zile, pe la toate procesele, pe la acolo supravegheatorii unde este, și nu-i se ține cont de dorința lui.
el practic între timp a devenit, nu mai este adolescent, e ca și un adult. E mai înalt decât noi și totuși îi se interzice pentru că spune, da, părinții tăi nu... Când o să te întorci acasă, o să nu este bine cu părinții tăi, părinții tăi nu țin cont de tine. Deși el declară, părinții mei au fost bine tot timpul, numai că eu am avut o perioadă când n-am înțeles lucrurile sau m-am simțit rău, dar el practic nu că a declarat ceva în defavoarea noastră. La fiecare avem perioade când zicem nu merge bine. Dar el, la rândul lui, e foarte șocat. De asta a participat la protest, ne-a luat și pe noi la protestul din Hannover și a zis, mami, eu sufăr foarte mult pentru ce li se întâmplă la frații mei. Eu nu mi-am imaginat că familia noastră o să fie așa despărțită. Și, practic, mai departe îi se interzice să se întoarcă acasă. Deși el dorește. Și ieri a venit aici acasă, chiar... nu în vizita lui oficială și iarăși am vorbit cu el și mi-a spus, mami, atâta îmi doresc să mă întorc acasă definitiv. Și ce crezi că o să se decide? Că următoarele zile o să fie o să se ia o decizie în dreptul lui și al lui Naomi și el avea cumva ieri așa frământare. Oare ce o să se decide în dreptul meu? Petru și Camelia, iarăși aș vrea să vă mai întreb încă un lucru. În urmă cu ceva timp, iarăși citeam, pentru că cazul vostru este mediatizat și este sub lupă, este sub atenția tuturor și vă urmăresc. Una dintre fetele voastre din centru sau de unde era a dispărut, a plecat. Câteva zile nu a fost acolo. Și deși ei sunt într-o protecție, iarăși pun ghilimele, interesant, da? Deci voi ca părinți nu puteți să aveți grijă de copii și să vi supravegheați, de aceea nu vi dăm înapoi, pentru că voi sunteți părinți greșiți, dar dispar din centre sau din familiile unde sunt. Care explicația lor? Știu că după aceea au fost găsită, a revenit probabil înapoi și noi ne-am bucurat de lucrul acesta. Dar în situația asta, care sunt explicațiile? Ce protecție e asta? Câtă grijă? Mai ales și știam iarăși că unii din copiii mei au avut și probleme medicale. Despre asta, care e situația? Ce ne puteți spune? Deci, lucrurile astea, ce se întâmplă în timpul acesta, copiii nu primim, chiar dacă întrebăm, nu primim exact motivul. Ce înseamnă asta, protecție pentru voi sau cât sunt acolo copiii de bine? Deci, e ceva care, practic, și autoritățile aici locale și ziarele, ei scriu că totul e bine acolo. Deși realitatea, nimeni nu vrea să audă realitatea, de asta suntem pe o parte și credem că suntem mai departe sub supravegherea lui Dumnezeu, pentru că chiar prin lucrurile astea se dovedește că aici așa e ca și cum se ascunde totul sau nu interesează pe nimeni. Sau, deci plecarea lui Naomi din centru e iarăși foarte, pe o parte e periculoasă pentru că e o adolescentă, dar pe altă parte pentru ei când s-a întors e tot în regulă, o avem pe Naomi, dar fără explicații, fără prea multă... Unde a fost, ce s-a întâmplat, nimic, nicio explicație. Deci nu ca și cum nimic. La ei totul e normal dacă mai dispare un copil. Deci se întâmplă zilnic asta la centrele astea și îi aduce acasă ori poliția, ori ei, ori... Deci ei nu-și fac griji, copiii suferă și iau, fug de acolo sau fac alte prietenii care nu le aduc bine. Totuși, practic, protecția copilului... pare că nu este așa cum ne-am fi dorit și noi să fie. Asta numai protecție nu se poate chema, Petru și Camelia, din moment ce copiii dispar și poate nu sunt găsiți cu zilele. Sau iarăși citeam despre unul din copii, sau de fapt am avut o discuție, unul din copii a avut niște probleme medicale. Iarăși una e să fie îngrijit de mama și de tata și să fie acolo și alta e să fie îngrijit de nimeni. Da, deci băiatul cel mare are probleme de sănătate și acum au primit un diagnostic că s-a agravat, de fapt, nu s-a menținut așa cum era în starea care a fost, acum e mai gravă starea și destul de complicat. Am înțeles. Probabil e stresat acolo, nu se poate concentra, au avut de 2-3 ori accident cu bicicleta, deci e dezastru. Da. Da, practic copiii noștri în acest timp, ei nu mai se gândesc să își facă un viitor frumos, doar
se gândesc cum să scape de acolo sau cât de rău, tot încearcă de fapt să vină spre noi și practic asta, situația lor s-a degradat, s-a înrăutățit foarte mult. Ei nu se mai gândesc la școală, la flori, la soare, la ceva frumos pe pământul ăsta. Deci ei sunt ca și noi, de fapt, sub o amenințare, sub o presiune. O presiune permanentă. O presiune permanentă. Pe de o parte voi doriți să vină acasă, pe de altă parte copiii ar dori să fie împreună cu voi și astfel, fie că rămâneți în Germania, fie că vă întoarceți înapoi în România, probleme sunt peste tot, ăsta este adevărul, dar important e să fiți împreună și să puteți efectiv să vă bucurați de viață cu binecuvântarea Domnului. Noi ne apropiem încet de finalul întâlnirii noastre. Eu aș mai vrea să vă întreb câteva lucruri și legate de acțiunile care s-au făcut și care se fac în continuare. Mi-a spus că iarăși procese peste procese, am urmărit și am văzut că au fost iarăși proteste de susținere. Deci cei care fac proteste vor să vă susțină, să simțiți, am văzut că la ultimul protest din Hanover și voi ați participat, ați fost acolo, au venit iarăși parlamentari români, păstori, iarăși care au fost din Italia, din probabil că din Germania și din alte părți care sunt alături de voi și vă susțin. Nu neapărat aș vrea să discutăm despre proteste și despre impactul lor, deși cred că și acestea ajută. Petru și Camelia, ce demersuri faceți voi în continuare ca și părinți? Ce demersuri, eu știu, prin avocați sau prin ceea ce aveți? Ce demersuri face statul român? Pentru că voi sunteți cetățeni români și din moment ce parlamentari români sunt lângă voi, înseamnă că există totuși o oarecare susținere. Ce ne puteți spune în câteva minute și despre situația aceasta? Voi și statul, în ce măsură mai puteți să luptați și să faceți ceva cu Jugendam și cu autoritățile germane? Da, protecția copilului ne-a luat copiii, dar nu ne-a dat nimic să ne spune trebuie să faceți asta, asta, asta ca să vă recuperați copiii. Am făcut noi, așa, voluntari, niște cursuri, am făcut și tot ce am făcut acum nu s-a luat nimic în considerare ce am făcut. Și acum ne-a dat ei să facem un curs, dar n-am găsit loc. Și de-abia acum am început din luna august și am până acum 6 ore și trebuie să fac cam 20 de ore. Deci acum suntem în... Da, și la întrebare, iarăși ce a spus-o, ca și cetățeni români, toți copiii noștri au cetățenie română, noi avem cetățenie română și de două ori s-a făcut dosar ca și toată familia, de fapt copiii să ajungă la fratele meu în România, s-a făcut prin protecția copilului din România, a fost respinsă de autoritățile germane și acum e al treilea dosar și a treia cerere a statului român de a întoarce copiii în România. Deocamdată încă nu au dat răspunsul. Deci, într-adevăr că statul român a făcut ceva de mersuri și ne-a fost aproape, dar nu așa ca și practic mai intensiv, mai la nivel poate mai înalt să dorească ca și copiii să meargă în România sau să fie împreună, care e foarte important pentru ei. Probabil, și... eu nu sunt în măsură să judec din punctul acesta de vedere statul român, că nu mă pricep, eu sunt și deja de atâția ani de zile în Australia, dar mă gândesc că dacă la nivel de președinție chiar, la nivel de minister de externe s-ar face, vedeți, parlamentarii care au venit, unii dintre ei au venit cu acordul grupului parlamentar, dar sunt doar niște parlamentari. Și în același timp sunt și frați de-ai noștri creștini care au inimă mare și dorința de a vă ajuta. Dar probabil că dacă s-ar interveni la nivel prezidențial, cu siguranță lucrurile ar fi cu totul și cu totul altfel. Petru și Camelia, noi suntem nevoiți să ne apropiem de final. Eu vreau să vă mulțumesc foarte mult că, deși drama voastră este mare și știu că orice lucru pe care îl discutați despre copii, despre familia voastră, nu creează o stare de confort, ci dimpotrivă de disconfort. Totuși v-ați făcut timp să fiți împreună cu noi și să putem să discutăm. Și poate că ne vom mai întâlni, mai lăsăm lucrurile să vedem în ce direcție merg și poate că ne vom întâlni și într-o emisiune viitoare să mai discutăm un pic și să vedem exact ce se mai poate face pentru a vă ajuta și pentru a fi alături de voi.
Fac apel la toți cei care vor urmări emisiunea să continue să se roage pentru voi, să vă susțină din toată inima în rugăciune, în biserici, în familii și dacă simt și pot și consideră că este posibil lucrul acesta, să fie alături de voi, cu siguranță aveți cheltuieli, să fie alături de voi și din punct de vedere financiar, ajutându-vă să puteți să vă acoperiți nevoile și astfel să puteți să fiți împreună din nou cu copiii voștri. Dacă aveți acum la final câte un gând pentru toți cei care vor urmări emisiunea și apoi vom finaliza discuția noastră. Petru, câteva gânduri de final și apoi Camelia și apoi finalizăm. Da, și noi vă mulțumim de invitație, că ne-ați invitat și vă mulțumim că ne susțineți și frații, biserica care ne susține, ne mulțumim și Dumnezeu să le răsplătească pentru tot ce a făcut pentru familia noastră și da, numai Dumnezeu să ne ajute să ieșim biruitori. Amin, amin. Camelia, un gând de final acum și tu? Mulțumim din inimă că ne-ați fost aproape și am văzut dragostea lui Dumnezeu pentru familia noastră și pentru noi ca și frați în trupul Domnului Iisus Hristos. Am simțit asta, că nu este doar ajutor omenesc și a fost un ajutor ca și venit din cer și numai Dumnezeu a putut să facă unitatea asta care s-a făcut totuși pentru familia noastră și a susținerea care am avut-o. Amin. Dragii noștri, vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc încă o dată familiei Furdui, dar vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră tuturor celor ce ne-ați urmărit și ați fost împreună cu noi. Nu uitați, continuați să vă rugați, familia Furdui trece în continuare prin dramă. De mai bine de 500 de zile, de un an și jumătate, familia aceasta este privată de căldura, de dragostea copiilor, de părtășia frumoasă pe care pot să o aibă ca și familie. Continuăm să ne rugăm pentru familia Furdui, îi susținem în continuare din toate punctele de vedere și avem deplină încredințare că dincolo de orice am face noi, ajutorul vine de la Domnul. Până atunci continuăm să ne rugăm, iar pe dumneavoastră care ne-ați urmărit, vă lăsăm în brațul sigur și atotputernic al Domnului și vă dăm întâlnire la o nouă ediție, miercurea viitoare. Dumnezeu pe toți să ne binecuvânteze. Amin.